Noua legislație, însă, trebuie să pună în centru problema securității cetățeanului. Sigur că discuția pe care am avut-o nu putea să scape din vedere o altă problemă centrală și anume modul în care este asigurat controlul parlamentar asupra serviciilor de informații, știut fiind faptul că astăzi, din păcate, acest control parlamentar este mai degrabă formal și trebuie să găsim în viitor o soluție pe care, sigur, putem să o discutăm și cu celelalte partide și președintele a avut o sugestie în această privință, crearea unui singur serviciu de control. Un, scuzați-mă, unei singure comisii de, de control a activității uh, serviciilor. Punctul meu de vedere, fără să mă fi consultat cu colegii mei, este că e preferabil să avem două comisii, pentru că dacă una ajunge să fie neutralizată, așa cum este astăzi, poate cealaltă rămâne să funcționeze. Altfel există riscul ca... Uh, funcționarea serviciilor să, cape, să scape de sub controlul civil și uh, derapajele sunt în acel moment inerente. Derapaje care de altfel uh, sunt constatate și sancționate prin decizia cea mai recentă a Curții care a interzis, uh, după cum bine știm, efectuarea ascultărilor telefonice de către serviciile uh, de informații.